Un bărbat din Olt care a provocat un accident mortal de Crăciun a fugit din țară până au reușit anchetatorii să obțină arestarea. Conducea băut, iar polițiștii au cerut și teste antidrog. Colegii de la laborator au fost însă liberi de sărbători și când s-au întors la serviciu și-au confirmat bănuiala, era prea târziu. Șoferul în vârstă de 32 de ani a intrat în plin în seara de Crăciun într-o ambulanță cu care se întorceau acasă de la dializă 6 oameni. Conducea haotic și în apropiere de Slatina a intrat pe contrasens. A fost lăsat în libertate până când au fost gata analizele toxicologice. Individul a profitat și a dispărut. În data de 28.12.2023, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a comunicat faptul că autorul accidentului a părăsit țara. A doua zi, rezultatele confirmau suspiciunile polițiștilor. Individul condusese băut și drogat. Căutările lui s-au extins astăzi și în afara României. Tânărul a părăsit teritoriul României anterior dispunerii unei măsuri preventive împotriva acestuia, iar pe numele său a fost emis atât mandat de arestare preventivă, cât și mandat european de arestare. Victima din accidentul de circulație era un primar din Olt, în vârstă de 61 de ani, aflat la al treilea mandat. Soția și fiul lui îi acuză acum pe polițiștii care anchetează cazul. Nu i-a arestat și eu vreau dreptate, dar cât mai repede, că așa o să facă mereu. Cineva l-a ajutat, dar a scăpat. Din punct de vedere legal, ar fi trebuit să primească cel puțin 24 de ore, pentru că a fost un decedat pe loc, din surse la fel de sigure, că avea și droguri în mașină în momentul accidentului. El este și un dealer. Șoferul de 32 de ani nu va putea fi condamnat cu suspendare. Pedeapsa maximă este de 7 ani, dar poate primi un spor cuprins între 6 luni și 3 ani pentru că a fugit din țară în timpul anchetei.